Astăzi este duminică, 4 septembrie 2016, mă aflu în orașul întorsura Buzăului, din județul Covasna, unde particip la etapa derby finală a columbodromului Transilvania. Am deosebită plăcere să stau de vorbă cu o personalitate columbofilă a României ultimilor decenii. Este vorba despre multiplu campion național și maestru columbofil, domnul Șofron Gheorghe din Brașov, pe care îl salut. Cu respect, domnule. Vă salut, domnul Șofron, și vă spun sincer, mi-a făcut mare plăcere să vă găsesc aici, să vă reîntâlnesc aici. Știu că sunteți un columbofil foarte pasionat și foarte iubit aici în zonă și nu numai. Și v-am adresat rugămintea dacă mai acceptați să mai acordați site-ului nostru încă un interviu. Acceptăm tot mereu, cu mici, cu mici restricții, nu să zic restricții. Da. Da, interferențe de convorbire. Da, am înțeles. Pentru început vreau să vă rog dacă sunteți amabil să ne spuneți cum a fost sezonul 2016 din punct de vedere al concursurilor maturii, că pui nu s-a terminat cu el. Eu nu joc pui. Știu că nu jucați pui și cum s-a încheiat 2016 din punct de vedere al rezultatelor? Sunteți mulțumit? Un an greu. Un an greu, nu? Un an foarte greu și nu spun pentru mine, în principal pentru mine, greu în sensul realizărilor columbofile, rezultatelor columbofile față de anii trecuți. Și ce am văzut și în țară. Acum, și condițiile meteo au fost cum au fost, mai ales la Brașov, la noi, noaptea un frig plus 4-5 grade, ziua 17-18, foarte greu și aproape chiar deloc n-am putut să aduc porumbei la un nivel de zbor, la un nivel de formă într-adevăr bună. Așa cum să mențină, cel da. Puțin 2-3-4 etape. Nu, n-am putut, am încercat tot felul. Pe lângă asta am mai văzut că la dumneavoastră în zonă, dacă nu greșesc, am informații că au mai intervenit și alte chestiuni extra, așa să zic, mai puțin obiective legate de anunțurile de organizarea porumbeilor, în principal, nu? Toată lumea în principal e obiectivă. Neobiectiv e sistemul de embarcare. Exact. Zilele de concurs. De embarcare sau programul de embarcare față de programul de concurs, față de programul de plan de zbor, care e anunțat inițial la începutul anului competițional. Atâta timp, după mine, am și eu experiență, mai puțină ca alții, mai multă ca alții, trebuie să respectăm un plan de zbor. Indiferent de situația kilometrilor, timpului nefavorabil sau favorabil pentru unii sau alții. Spui așa, să zboară duminica, e lansare duminica. Nu mutăm lansările marți sau îmbarcările marți, că vrea Vasile că e vreme bună miercuri. Nu. În Occident se lucrează atât de simplu pentru toată lumea. Și foarte eficient. E ziua de îmbarcare, nu spune ziua de lansare. Deci îmbarcăm sâmbătă, vine să rămână bună ziua, lansăm când e vreme bună. La situația în care ai și mașini competitive cu alimentare de apă, cu program de transport, cu jaluzele. La noi situația care e dezastru, nu se dă apă ca să nu aibă avantaj cel care bea apă. Nu știe al cui bea apă. Nu se poate așa ceva. Într-adevăr. Deci trebuie respectat cât de cât. Cel puțin 4 zile să aibă porumbelul care după ziua când a sosit acasă, în afară de ziua aia, să aibă cel puțin 4 zile de repaus până la următoarea îmbarcare. Noi se îmbarcă la 3 zile, la 7 zile, la 9 zile, funcție de comitetul care organizează și care ne anunță astăzi că mâine îmbarcăm. Nu e normal, cred. Comitetul știe că îmbarcă mâine, proștii nu știe. Mă scuzați că vă spun un cuvânt greu pentru toți colegii mei care nu merită așa ceva, pentru că nu sunt la nivelul care l-am exprimat. Dar nu se poate ca cei 4-5-5 să știe când îmbarcăm și restul să nu știe. A fost situație în care m-a anunțat ziua la ora 11-12 dimineața că îmbarcăm seara. Nu există. Nu se poate. Un concurs columbofil care vrei să fie cu echitate trebuie anunțat cu cel puțin 2 zile ziua îmbarcării. Într-adevăr, și să dai șanse reale porumbelilor. Da, toată lumea șansă. Eu îl pregătesc, îi dau apă, îi dau sifon, îi dau ce îi dau. Da. Știu că îmbarc vineri și atunci până vineri, de luni, de duminică când vine, eu știu ce într-adevăr programii dau.
pentru că porumbelul, ca să faci un rezultat cu el, nu poți să-l duci cu apă cu sare sau apă cu zahăr, nu? Sau cu o lămâie sau cu nu știu ce. Trebuie odihnit, pregătit, antrenat. Circuit mai complex de pregătire, da. În care trebuie să-l bagi în competiție, să fie cât de cât, apt, într-o formă normală. Da, da. Nu, nu se joacă așa ceva. Eu am spus și de 2 ani de zile la Brașov, eu, obiectez la ce se întâmplă și nu mă feresc să le spun, deși am fost suspendat tot pentru vorbe grele care le-am aruncat, toată lumea să-l bată pe șofron. Bravo lor! Știi, am auzit și eu, am auzit și eu. Ajut ceva, da, cu ce pot. Varianta aceasta. Nu omorâ un om care e sus, ca să îl duci la nivelul de jos. Veniți cei de jos la nivelul celui din sus. Că atunci o să avem și rezultate la nivel de județ, la nivel național, la nivel olimpic. Internațional, da. Pe unde vreți. Da. Uitați-vă la Olimpiada care a fost acum. Toată lumea a tăiat ce a fost în sus. Am ajuns la nivelul că luăm 2-3 medalii. Nu eu. Zic de sport în genere. Da. Așa se lucrează în România la ora asta. Și la sportul columbofil, cu atât mai mult. E ușor să omori un om decât să crești 300. Pentru că cei 300 să ajungă la nivel, care suntem la Brașov, suntem 250-300 de membri columbofili, sper ca noua conducere să gândească altfel, deși se pare că nu, să ajute să ajungă sportul columbofil brașovean la nivel național, unde am fost eu, au fost și alții. Sigur că, dar nu pot să spun că numai șofron a făcut... Da, a fost la un nivel deosebit de înalt. Eu am avut rezultate mai bune ca alții. Da. Din Brașov. Au fost, e un Strava, e un Vlădăreanu. Sunt oameni care, băieți tineri, care vor veni după mine, că nu o să trăiesc o veșnicie și nu o să domin eu nu știu cât. Am dominat 3, 4, 5 ani, 7, 10, nu știu cât. Îi aștept și pe ceilalți. Și îmi pare bine când sunt alții lângă mine, da, la nivelul ăsta, și mai bun ca mine, că sigur că da, sunt pe rezultate mai bune ca mine, în etape și pe ansamblu, dar nu să le dai în cap la cei 4, 5, 7 inși ca să aduci într-adevăr toată lumea să-l plafonezi, să zic, plafonezi rezultatele Brașovului și îl plafonezi la nivel național, nu la nivel de județ. Și mai e o problemă foarte mare, care o văd eu, locul de unde se lansează porumbeii care se schimbă în fiecare an. Cum vrea conducerea. La momentul ăsta să merge 1 la 10 paritate la o adunare general, generală sau o ședință de județ, care eu nu o văd bună, la cei 10% care merg, indiferent de valoarea lor, să nu-i aduci pe cel puțin primii 10 din județ la ședința respectivă. În momentul când faci un plan de zbor. Într-adevăr. Domnule, un plan de zbor se face cu oameni cu experiență, oameni care au jucat, oameni care au câștigat, au pierdut chiar, dar au experiență. Oameni buni, nu-i bine așa. Uite, da, hai să discutăm. Vine un tânăr care s-a înscris ieri, l-a numit în conducere, e acolo și el nu știe de unde se apucă porumbeul de mână. Într-adevăr, așa este. Nu se poate. Deci, eu zic, nu eu, mai am 2, 3, 5, 7, 10 ani, nu știu cât, cât o e mai concura. Nu acum mai târziu, că am o problemă, mă scuzați. Cât o mai putea să îmi permis să concurez. Să practicați columbofil la cel mai înalt nivel. Îmi place să fiu la cel mai înalt nivel. De ce să mint? Nu, da, tot mereu am țintit să fiu în față, pentru că altfel e normal să acces la așa ceva. La nivelul care, nu știu, e majoritatea. Tot mereu am vrut să fiu în față, le-am creat condiții, am riscat, am luat de la mine, am dat pentru porumbei, familia am neglijat, am avut situații, da, așa este, în familie. Deci... Recent, conducerea FCPR a dat publicității rezultatele unui control antidoping care s-a făcut în România la mai mulți campioni naționali, printre care am înțeles că ați fost și dumneavoastră inclus, da, nu? Ce ne puteți spune? Și au fost mai multe vorbe decât foarte să... Bine. Foarte bine ați adus discuția. Mă așteptam la ea, am fost atenționat și le-am spus, da, idroghez, mă aștept cu controlul. Chiar cu domnul Zanfir, cu Sorin, i-am spus, Sorine, vine controlul, foarte bine, dacă ies bine,
ce despre guvernească mi-a stricat imaginea. Exact. În momentul în care eu, campion național, nu odată, atâția ani de zile, în primii 10 național, mi-a stricat imaginea. Ce fac? Așa este, așa este. Nu se poate. Nu ne așuflăm că e o laudă. Da, e o laudă. Ați venit, mi-ați controlat. Toată lumea spunea, nu se poate, șofron. E suspect. Dopează pe unde, idroghează. Care rezultate prea bune, da. Idroghez, da. Idroghez cu rezultate. Idroghez cu antrenament, idroghez cu știința mea. De-ai pregăti. Crește, de-ai pregăti, de-ai aduce la momentul în care trebuie în formă. Dacă, cum aș fi spus înainte, și conducerea mă ajută sau ne ajutăm pentru un program de zbor realist, da, corect, da. Corect. E bun controlat doping, ajută la, să zic, frica, nu-i frică, că nu e frică, la o atentă pregătire a porumbeilor. Așa, aveți dreptate. O atentă pregătire a porumbeilor și o atentă dozare a alimentației și a medicamentației. Pentru că sunt medicamente, nu ne spune nimeni. Bine spune Tunduc și porumbel ne și porumbel com, ce le dăm la porumbei? Nimeni nu spune pe niciun prospect, din atât de versalaga, nici varobaez, nimeni nu spune că sunt antidopante sau dopante sau cur. Pentru că spectrul atât de mare la dopaj este, încât orice ajutor care îl dai la porumbel pentru a recupera sau recupera de efort, pentru efort sau a-i doza efortul mai bine sau a-i da. De efort, sunt în produse. Exact, se regăsesc în deci, ele. Deci ceva trebuie, acum spune steroizi, sunt mult mai multe. Cred. Ne uităm la sportivi. I-a găsit cu o pastilă care era un supliment pentru inimă. Un supliment alimentar, da. Care noi le dăm la porumbei supliment alimentar, le dăm vitamine, care spune că sunt supliment alimentare, sunt vitamine, dar în vitaminele respective sau în suplimentul alimentar, nu ne spune ce conține. Și dacă mergem la laborator și ne spune laboratorul că are ceva în suplimentul alimentar, de exemplu, la spornile a găsit că le mărește mușchii și forța musculară. Da. Le dau la porumbei așa ceva. S-ar putea, nu știu. Așa este. Deci trebuie specificat efectiv steroizi anabolizanți cu tare, mărirea rezistenței la efort cu tare, fiecare, zic eu, nu știu, sunt alții mai deștepți, eu nu sunt medic, nu sunt astea, da? Pe viitor să va ajunge, că am înțeles că în Occident sunt foarte multe controle, la noi sunt foarte binevenite. Într-adevăr, e bine că risipește ideea drogării, dopajului. Și suspiciunea că există. Nea Șofrână are 40 nu știu cât de porumbei. Că nu știu cât e, da. Nu se poate. Adu porumbei la nivelul în care poate să vină bine, ajută-l pe ăla care câștigă, pentru că și județul, nu Brașovul, oricare din țară, eu, Vochin, da, nu știu unde, eu Stănescu, da. La București, Voinea și Chicheanu la Constanța. Sunt crescători cu rezultate foarte bune, extraordinare, ultimii 10 ani de zile, ne uităm la ele. Nu putem să le dăm în cap la ăștia. Nu. Trebuie ajutați cei de lângă ei, atât de cei care sunt buni, cât și de conducere, să rezolve un plan de zbor echitabil. Echitabil pentru toată lumea. Corect, corect. Nu adu un crescător care, în mod real, e la 3 km de mine și în mod de a închide unghiul, ca să înțeleagă știm, lumea. Da, știm despre ce vorba. Vine în curte la mine. Sunt situații la Brașov care nu s-au făcut și le spun în față. Nirehaz, Vașa Roșu l-au făcut în ianuarie să-i dea în cablu șofron pentru demifond și viteză. Și a venit Bartolomeu, care la 2 km jumate, 3 km, la 200 de metri în curte la mine. Omule. Asta e. Da, din păcate accept, accept, concurez. Am câștigat, în fața l-au câștigat și ei, au venit mai bine, au venit mai rău. Ne uităm la procentul de porumbei angajați și procentul de porumbei clasați într-o etapă. Atunci să vedem valoarea crescătoriei. Într-adevăr. Mi-a venit 3, am 30 angajați, mi-a clasat 2, am 60 angajați, mi-a clasat 40, e altceva. Altă treabă. Așa este. Atunci vezi valoarea crescătoriei. A,
Să poate să ai 2-3 porumbei de mare valoare între cei 30 care îți fac un sezon perfect și vii campion național. Așa, corect. Da, procentul luat pe ansamblu într-o crescătorie, eu îl văd mai bun decât un rezultat la un porumbel, sau 2 sau 3. Exact. Când am 30-40, îmi primi 300 pe țară, la nivel național, e una, da. Sau alta e una, și când am 2, îmi primi 10, e foarte bun, bravo lui, dar restul a murit. Restul sunt terminat, da. Sunt. Cu ce păsări mai zbărați? Ați mai adus ceva nou în crescătorie? La nivelul la care zburați dumneavoastră. Consanguinizez, nu consanguinizez, păstrez linia care mi-a dat rezultate în ultimii, vă spun, 7-8 ani de zile extraordinare. Extraordinare pentru mine. Au fost, într-adevăr, numai pentru noastră. Nu cred că mai pot câștiga mai mult decât am câștigat până acum. Am fost maestru al sportului eu, personal, atunci când am fost, în 2006. Soția a luat anul ăsta acest titlu. Mă laud. Merit. Eu l-am făcut. Știu, vă credem. Cu ajutorul ei. Știu. Că dacă am văzut-o cât e de pasionată. Da, nu. Și acum eu sunt aici și ea și cât de bine vă completați. Da, nu. Nu cred că mai rar soție, să știți. Mai rar soție ca dumneavoastră din punct de vedere că vă fi. Să stea cu porumbei, cum stau eu, sau cum stă ea, da. Sau să fiu plecat și 3 zile, pe telefon, înțelegem, ea știe cutia pentru cutarea, da. Pentru cutarea, da. De și cele, da. Da, foarte bine. Îi mulțumesc încă o dată și ca să audă toată lumea și când o să vadă și ea, poate îmi dă o cafea. Mai dulce. Da. Da. Deci n-ați mai introdus păsări noi, nu? Acum un an, anul trecut, am adus un podliet, e pe linia de Dijkstra, are și ceva viteză, dar am încercat să bag, fiecare an mai vrei ceva, mai am adus o femeie de aer, cam piară pe viteză. Și ați încercat să infuzați în baza dumneavoastră, nu? Da. Pentru că deja am ajuns la câteva cupluri care îmi dă foarte bine, dar cât de cât sunt acolo, cu mici diferențe. Da, am aici un cuplu, acolo altul, acolo altul, dar tot trebuie să le combin. Am adus de la Vutre, de la Prahova, un mascul de Hermans, în combinație are Hermans cu Man. Pardon, foarte frumos, foarte frumos, un tânăr l-am luat în toamnă. Am luat o femelă olandeză de Hermans, Leo Hermans. Ce să zic, nu am avut în mână direct un porumbel de Hermans original. E de la... Nu, reprodus în, reprodus în crescătoria lui. Alexandru, da. Să rămână, da, da. Să trăiești, Alexandru, ești Hermans. Da. Da. Să-l văd. Bine, și un porumbel care a făcut ceva la viața lui. Reprezentativ. Așa, un porumbel, da. Și la mine sunt 200. Dar sunt 20 în vârf. Da. 180 sunt funcție de... Da, pe o anumită scară. Da. Îmi plac. Au altă construcție, au altă fizionomie, alt fenotip. Ați apucat să testați rezultatele încurcișelor? Anul trecut i-am adus, anul ăsta i-am combinat, am scos pui. Nu aștept mult de la ei, pentru că pentru mine un porumbel, ca să-mi dea un produs bun, trebuie să se maturizeze. Nu pot să aștept de la un copil de 17 ani să fac un copil care să fie deștept. Nu. E simplă treaba. Da. Dovedită științific. Nu. Îi trebuie maturizare și alimentația, el pentru pui nu are conștientizată la nivelul că trebuie să crească un pui. Am făcut probe, m-am confirmat încă o dată pe mine la anii ăștia că un pui de anul ăsta, de anul trecut din toamnă, nu poate să crească pui lui foarte bine, ca un matur de 2-3 ani, da, de zile, care deja știe ce are de făcut, îi dă mâncare, dă el, nu. Se extenuează dând mâncare și, pe urmă, dai înapoi cu alte probleme și nu.
Nu, nu mai, nu, cum să spun, râd. În mintea mea mă cred tânăr. Sunteți, de ce? Nu uitați ce scrie în buletin. De multe ori spun, lui nevastă mea zic, mergem într-o zi în oraș și ne ducem să ne facă ca la expoziții o cartotecă, să ne uităm câți ani avem. Imediat face 70 de ani amândoi. Mulți înainte, vă doresc. Nu știu, tentația nu mă oprește să merg înainte. Tentația de a câștiga, nu ca să merg. Ca, așa, știi cum e, umbli în cârje, dar tot mergi pe stradă, nu? Vreau să alerg. Așa este, așa. În columbofilie, cel puțin încă 2-3 ani de zile sper și cred că mai pot face față. Dacă condițiile sunt bune și dacă conducerea actuală, în primăvară am schimbat conducerea, dar se pare că metehnele vechi au rămas. Dar să nu spun în rău. Cam la nivelul care a fost este, dacă nu schimbă principiile, ideile, cred că Brașovul va cădea foarte mult în următorii ani și anul ăsta. Pe harta rezultatelor la nivel național, nu? Sigur că da. Uitați-vă anul ăsta și eu le-am spus mereu. Am fost 2-3 în Brașov care am adus rezultate la nivel național mari și foarte mari. Și la nivel internațional, la Cupa Europei, la Olimpiada, a fost Strava, am fost eu, a fost alți crescători care au lotul olimpic. Nu e ușor să ajungi cu un porumbel 2-3 în lotul olimpic și să vii cu rezultate. Bine, e lotul național, nu e lotul din satul Sânt Petru sau Prejme sau nu știu unde, nu? Ai un porumbel. Și le-am spus la toți, uitați-vă la București. Nu o să mai apucăm în următorii 10 ani dacă Bucureștiul menține structura asta unificată, structura asta strânsă, niciun porumbel din România nu mai intră în primii 3. Pentru că la 15-17 mii, poate Prahova, dar nici Prahova, pentru că eu am văzut rezultatele Bucureștiului anul ăsta, Prahova, cum să spun, Prahova are câțiva, dar nu să mențin. Sunt acolo, oscilanți. Acolo, oscilanți, poate, dar nu să corelează rezultatele 4-5 etape, vine unul, nu știu ce, în fine. La București, da. Și le-am spus, o să vedeți dacă a făcut și menține Bucureștiul cu Gianni, cu Stănescu, cu Florea, cu cine sunt acolo în conducere și să mențin în actuala structură, România nu mai câștiga. Mai fost ani în urmă, eu știu, mulți nu cunosc, Bucureștiul era o forță mare. Nu se putea, îi spuneai să rămână. Da, așa este. Deci, sunteți optimist una peste alta pentru 2017 și anii următori, din punctul ăsta de vedere? Da, și vă spun, sunteți primul. Mi-a spus la băieți la masă că am băut o bere cu ei și mi-a spus Georgica, chiar un coleg de-al meu care am copilărit împreună, Radu Dorboacă, cu mine, Georgica, anul ăsta nu ți-a prea mers. Nu, Radule, uite, a fost vremea cum a fost, n-am putut să-i aduc, nu știu ce a fost, a fost ceva care nu am dibuit eu, cum se spune așa, mai păstrănește, să-i aduc la liman. Când îi primeam o etapă, două, cădea. Promit că la anul eu în față. Și ne-am spus. Anul ăsta nu particip, la anul nu particip la Olimpiadă, că n-am cum, rezultatele sunt slabe. Dar următoarea sunt. Cum am fost în ultime 3-4 Olimpiade, voi fi și la anul, îi aștept și pe colegi, bravo. Sunt băieți tineri, de perspectivă, așa este, investiții bune, potenți financiar, mai au de învățat, de experimentat, dar le spun un singur lucru, nu jucați numai puii. Țineți puii și pentru maturi, pentru că la maturi tot că-i vezi nu jucă. Vă găsiți la anul. Pentru că acum îi forțați, am un sistem nou de noapte, de zi, de naiba, nu. Nu mai interesează. Bravo lor. Vin foarte bine cu rezultate. Grupați bine. Dar întreb la anul unde sunt. Pentru că un porumbel este noar de tânăr. Mai târziu de la teorie. Un an, doi nu mai e mai. Da. S-a întâmplat la Brașov, au făcut experimente și au terminat un lot de pui de un an de zile.
s-ar putea să aibă succes. Bravo lor, îi aștept la anul la concurs. Am și eu un lot de 120 la anul. Vreo 40, 35, 40 de un an. Numai țu de 2013, deci de 2015. Și de anul ăsta. Care vreți să... Le fac față. Să spun, aveți un cuvânt greu de spus, nu? Să le fac față la tinere toți, dacă vin tinerii peste tine și da. Trebuie să stai cu mine, te dai la o parte, că vine valul. Bravo lor! Le urez succes! Și la alții, și să nu încheiem fără a spune felicitări lui Alin pentru un drum bine gândit, bine organizat. Organizat. Uite, un rezultat bun la un timp de zbor bun. Un adlag la 5 ore și ceva, aproape de 6 ore, e bun pentru pui. Și venind grupat, cât de cât, de la 200 de porumbei sau cât a avut. Au venit grupați, într-adevăr, primii, au venit bine. Bine, au venit aia 10-11, urmă am venit o pauză, iar au venit nu știu câți, deci e bun, e bun. Cum e, sunt crescători din toată țara sau de unde au adus fiecare, 2, 3, 5, 9. Uite, porumbei care au fost în semifinală primii, azi n-au ajuns. N-au ajuns până la ora asta, nu? Exact, da. Sau a venit unul după 3 ore de la primul. Exact. Deci, nu știu. Bravo lui Alin. Mulțumesc pentru interviu. Și eu vă mulțumesc. Oricând. Și încă o dată, dar te rog să nu-l tai. Nu-l tai. Gatosalul și spectamul nu se folosește la Brașov decât la șovron. Cu ghilimele de rigoare. Da. Vă mulțumim mult pentru amabilitate. Rămânem amici. Rămânem și amici. Poate și prieten dacă ești de acord cu mine. Sigur că da. Te aștept oricând și când ne vedem, o apă minerală cu lămâie. Cu stimă, maestră, numai bine. Vă mulțumesc mult. O zi bună. Cu stimă, numai bine.